Autoritățile urecheate la ele acasă. De Ziua Mondială a Turismului, directorul Autorității Naționale pentru Turism a atras atenția asupra mediului de promovare online. Gorj, un județ cu potențial turistic enorm, nu se bucură de pachete de promovare pe măsură și din cauză că agenții economici din zonă nu-și dau interesul. O discuție în acest sens a avut loc cu toți factorii de decizie care au încercat să găsească soluții pentru o promovare mai eficientă a obiectivelor turistice gorjene. Totodată, președintele Antrec Gorj a recunoscut că, la ora actuală, nicio agenție de turism din România nu are inclus Gorjul în destinații turistice. Sunt astfel de pachete turistice la ora actuală în România? Nu, din păcate nu, dar sunt inițiative, sunt câteva agenții mari turoperatoare din România care au ca principal scop de activitate incoming-ul, aducerea de turiști străini. Odată cu desele schimbări care se petrec la nivelul Autorității Naționale de Turism, proiectele ori au fost încetinite, ori au fost uitate cu desăvârșire. Și totuși, în Gorj, turiștii pot dezvolta diferite activități în funcție de anotimp, de la drumeții la vizitare și activități sportive. Doar că turiștii nu vin pentru că prezentarea din târgurile internaționale nu bate cu cele întâlnite la ușa pensiunilor. Păi eu nu înțeleg de ce cei care își fac structuri de primire turistică, pentru că dânșii au problemele cele mai mari, că spun că nu au turiști, de ce nu își dezvoltă câteva activități conexe, de genul spectacole pentru cei care le vizitează pensiunea, să le pună la dispoziție, nu știu, niște biciclete de închiriat sau mașini de teren să meargă pe munte sau un ghid care să le arate zona locală. Astea sunt servicii pe care trebuie să și le dezvolte orice operator, pentru că nu trebuie să noi acum să inventăm turismul. Deci cei care dețin structuri mari de primire turistică, uitați-vă în Rânca. Avem zeci de structuri sau sute de structuri de primire turistică, dar dacă mergi acolo nu poți decât să mănânci și să dormi. Dar asta poți să faci oriunde în această țară, în orice structură turistică. Mergem la târgurile de turism, organizăm standul județului Gorj și vreau să vă spun că ajungem acolo și constatăm că niciun operator din Gorj nu promovează un program turistic specific județului. Își promovează pensiunea și spune vino că o să mănânci tradițional ca la Gorj și mergi acolo și o să mănânci un șnițel vienez. Pe de altă parte, Autoritatea Națională pentru Turism consideră că Gorjul nu se bucură de o promovare în mediul virtual. Ori, la ora actuală, totul se petrece pe site-urile de socializare. Să avem campanii online, să fim un mediu virtual, să fim pe Facebook, în Instagram, să avem un site bine pus la punct și friendly. Nu vreau să folosesc lucruri care par poate nepotrivite sau... Dar friendly sau să fii prietenos, să ai un site prietenos cu un turist atunci când el ajunge în zona ta, întâmplător sau ghidat de diferite informații, e bine să-l avem. E bine ca orice autoritate locală să-l aibă foarte bine pus la punct. Astăzi a avut loc o întâlnire în care cei de la Google i-au învățat pe proprietarii de pensiuni cum să se promoveze gratuit în mediul online.